Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salut cu bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este soluția lui Dumnezeu pentru toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează, și vă încurajăm să ascultați și alte predici vizitând site-ul nostru la www.betanii.cc sau www.bisericabetania.com. Vă dorim din inimă audiție plăcută! Așa că dacă ți-aduci darul la altar și acolo ți-aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te întâi de te împacă cu fratele tău. Apoi, vino de adu-ți darul. Amin. În seara aceasta am ajuns la lecția numărul 13, inspirată din versetele 23 și 24, când îți aduci darul la altar. În ciuda faptului că aceste versete par puțin de neînțeles, par puțin confuze în interpretarea lor, aceste două versete au o adâncime spirituală foarte mare, au o aplicabilitate pentru vremea noastră foarte profundă. Aș vrea să rostim câteva lucruri în introducere, în așa fel încât să stabilim un cadru general pe care să așezăm mai apoi principiile și explicația cuvântului lui Dumnezeu care va urma. Afirmația Domnului Iisus Hristos, făcută în aceste două versete, 23 și 24, din Matei, capitolul 5, are în vedere corectarea vieții spirituale a ascultătorilor din vremea sa și, prin Scriptură, a cititorilor din toate vremurile, care, deși au păstrat ritualurile, au pierdut din vedere principiile închinării biblice. Pentru aceasta Domnul Iisus Hristos ia 6 porunci din Vechiul Testament și le dă o nouă semnificație în lumina Noului Testament. El face o schimbare fundamentală în interpretarea acestor principii, accentuând nu doar acțiunile exterioare ca și în Vechiul Testament, ci în mod deosebit atitudinile și intențiile inimii. Cele 6 porunci sunt următoarele: uciderea, versetul 21 și 22, adulterul, versetele 27 și 28, divorțul, versetele 31 și 32. Jurământul, versetele 33 și 34. Luarea revanșei, adică ochi pentru ochi, să ții revanșa. Cineva îți dă o palmă, îi dai și tu una. Versetele 38 și 39. Și iubirea vrăjmașilor, versetele 44 și 45. Aceste 6 porunci sunt luate din Vechiul Testament. Ele au fost foarte accentuate în Vechiul Testament ca niște valori importante în vremea aceea. Domnul le ia de acolo și le explică dându-le o nouă aplicabilitate. Aplicația pe care Domnul le-o dă nu mai are în vedere doar acțiunile exterioare. Spre exemplu, să nu ucizi. Ci dincolo de acțiunea exterioară, să nu ucizi, are în vedere motivații interioare, de pildă, eu spun celui care se mânie că aceasta este o crimă în inimă. Eu spun celuia care jignește spunând prostule sau nebunule că aceasta este o crimă în inimă. Și la fel ne putem muta cu exemplul la adulter sau la jurământ sau la toate celelalte 6 porunci. Însă, în seara aceasta, obiectul studiului nostru nu îl face cele 6 porunci din Vechiul Testament aplicate în Noul,
ci dimpotrivă, noi suntem la subiectul când îți aduci darul la altar. În al doilea rând, pe lângă introducere, aș vrea să observăm valențele crimei în Noul Testament. Prin valențe înțelegând fețe, laturi, alte aspecte. În lecția trecută am vorbit despre crimă și despre felul de a ucide cu vorba, jignind sau mâniindu-te pe cineva, enervându-te pe cineva și la nervi spunând cuvinte grele. Am vorbit despre mânie și jignire și am arătat că mânia și jignirea este o crimă în inimă. În lecția de astăzi vom rămâne în contextul aceleiași porunci, crima, uciderea, însă vom vorbi despre oameni care, deși fac aceste păcate, vin și se închină înaintea lui Dumnezeu ca și cum nu le-au făcut. Acesta este subiectul lecției din această seară. Oameni care jignesc pe alții, spunând prostule, nebunule, oameni care se mânie pe alții și la mânie se comportă agresiv, violent, oameni care intră în conflict din nimic și mai apoi vin în casa lui Dumnezeu și se închină. Acesta este subiectul versetelor 23 și 24. Așa că dacă ți-aduci darul la altar, vii să te închini și acolo ți-aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo, du-te la fratele tău, împacă-te cu el și mai apoi vino și te închină, pentru că altfel închinarea ta e doar un ritual pe care îl acceptă doar oamenii. În urma unei statistici în orașul Chicago, între 35 de morți, una este crimă. Asta arată că criminalitatea este foarte mare. Domnul Iisus Hristos spune în Vechiul Testament despre crimă că este un păcat. În Noul Testament însă spune că mânia din inimă, jignirea aproapelui, stricarea imaginii cuiva, ofensarea cuiva, dușmânia cuiva, ura pentru cineva, este crimă. Domnul Iisus vorbește de obiceiul fariseilor de a merge să se închine la templu, timp în care își permit păcate de genul acesta. Se mânie, jignesc, ofensează, vorbesc de rău pe alții, chiar pe Domnul Iisus Hristos ei l-au vorbit de rău. Și mai apoi vin și se închină cu bucurie în templul Domnului, ca și cum nu s-a întâmplat nimic. Domnul Iisus Hristos vorbește aici despre pericolul vieții spirituale de a încerca să acoperim eșecul moral pe care îl avem prin sacrificii și osteneli și cheltuieli pe care le facem pentru Domnul. Adică, avem anumite slăbiciuni de caracter pe care nu le putem corecta de-a lungul anilor, ele rămân și noi suntem conștienți de aceste defecte ale noastre. Defecte care se exprimă prin faptul că jignim foarte ușor pe oameni. Dacă cineva ne deranjează cu ceva, imediat am scos un cuvânt ca o sabie și am înfipt sabia asta până în inima aproapelui nostru. Imediat îi jignim soția, îi jignim copiii, imediat nu ne oprește nimeni. Și noi suntem conștienți de acest obicei. Dar ca să ne liniștim conștiința și să ne echilibrăm valoarea de sine, încercăm să facem lucruri mari pentru Dumnezeu, sacrificii financiare, slujbe mari, osteneli, alergări, în speranța că binele pe care îl facem în planul slujirii acoperă răul pe care îl facem în plan comportamental. Și aceasta este o mare înșelăciune, frați și surori. Niciodată un caracter nenăscut din nou și un comportament nebiblic
nu poate fi acoperit de nicio slujbă, de nicio sumă de bani dăruită și de niciun sacrificiu făcut pentru Dumnezeu sau pentru lucrarea Lui. Eșecul moral, eșecul comportamental nu poate fi acoperit de nimic decât de pocăință și de corectare. Domnul Iisus se adresează fariseilor care au falimentat moral, aveau probleme morale majore, dar își linișteau conștiința pentru că făceau alte lucruri foarte vizibile. Posteau o dată de două, de trei ori pe săptămână, dăteau zeciuială din toate proprietățile lor, din tot ce aveau, făceau rugăciuni în fața oamenilor, vestimentația lor era foarte decentă, foarte sobră, aveau versete din Tora lipite pe îmbrăcămintea lor, în așa fel încât să arate, să demonstreze religiozitatea lor, timp în care aveau mari probleme de caracter pe care încercau să le acopere cu aceste sacrificii de natură, de slujire, de cheltuială, de osteneală. Privind jertfele, sacrificiile și slujbele făcute de oameni care trăiau în ură, în necurăție, în conflict, în ceartă, în dușmănie, Dumnezeu spune. Isaia 1, 10 la 16. Ascultați cuvântul Domnului, căpetenii ale Sodomei, măcar că Sodoma nu mai exista. Ia aminte la legea Domnului, Dumnezeului nostru, popor al Gomorei, măcar că Gomora nu mai exista, dar uitați cu ce îi compară. Ce-mi trebuie mie mulțimea jertfelor voastre, zice Domnul? Sunt sătul de arderile voastre de tot, de grăsimea vițeilor. Nu-mi place sângele taurilor, oilor și țapilor. Când veniți să vă înfățișați înaintea mea, cine vă cere aceste lucruri ca să-mi spurcați curțile? Tu, Doamne, le ceri în Vechiul Testament. Nu mai aduceți daruri de mâncare nefolositoare, căci mi-e scârbă de ele. Nu vreau luni noi, sabate și adunări de sărbătoare. De ce? Nu pentru că nu-mi plac sărbătorile, pentru că eu Dumnezeu le-am instituit. Dar nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Dacă sărbătorile pe care eu vi le-am poruncit și voi le împliniți, le împliniți cu o inimă plină de dușmănie, plină de fire, plină de nepocăință, plină de comportament firesc, atunci eu nu pot să primesc sărbătoarea voastră. Poate să fie împodobită cu cântece, poate să fie împodobită cu flori, poate să fie împodobită cu lumini și cu orice altceva. Sărbătoarea nu o pot accepta dacă este unită cu păcatul, cu nelegiuirea. Urăsc lunile voastre cele noi, urăsc prasnicile voastre, mi-au ajuns o povară, nu le mai pot suferi. Când vă întindeți mâinile, îmi întorc ochii de la voi. Oricât v-ați ruga, n-ascult. Hai să mai facem o rugăciune, fraților. Degeaba, nu vă ascult. Fraților, iubită biserică, hai să ne mai rugăm odată. Nu vă ascult. De ce? Pentru că mâinile vă sunt pline de sânge. Spălați-vă și curățiți-vă. Luați dinaintea ochilor mei faptele rele pe care le-ați făcut. Încetați să mai faceți rău. Ieremia 14, 10 la 12. Iată ce spune Domnul despre poporul acesta. Le place să alerge încolo și încoace. Nu-și cruță picioarele, n-au astâmpări. De aceea Domnul n-are plăcere de ei. Acum își aduce aminte de nelegiuirea lor și le pedepsește păcatele. Și Domnul mi-a zis, nu mijloci pentru poporul acesta. Nu mijloci. Căci chiar dacă vor posti, tot nu le voi asculta rugăciunea. Și chiar dacă vor aduce arderi de tot și jertfe de mâncare, nu le voi primi.
ci vreau să-i nimicesc cu sabia, cu foametea și cu ciuma. Iosua 7, 7 la 13. Iosua a zis: Doamne Dumnezeule, pentru ce ai trecut poporul acesta Iordanul, ca să ne dai mâinile amoriților și să ne prăpădești? De am fi știut să rămânem în cealaltă parte a Iordanului, cananiții și toți locuitorii țării vor afla, ne vor înconjura și ne vor șterge numele de pe pământ. Și ce vei face cu numele tău cel mare? Domnul a zis lui Iosua: scoală-te, pentru ce stai culcat astfel pe fața ta? Israel a păcătuit, au călcat legământul meu pe care l-am dat, au luat din lucrurile date spre nimicire, le-au furat și au mințit și le-au ascuns printre lucrurile lor. De aceea copiii lui Israel nu pot ține piept vrăjmașilor lor. Vor da dosul în fața vrăjmașilor, căci îmi dați spre nimicire. Eu nu voi mai fi cu voi. Ce expresie crudă! Eu nu voi mai fi cu voi. Dacă nu nimiciți ce este dat spre nimicire din mijlocul vostru, în mijlocul vostru sunt lucruri care nu au ce căuta. Dacă nu le scoateți afară, eu nu mai sunt cu voi, cu tot poporul. Scoală-te și sfințește poporul. Spune-le: sfințiți-vă până mâine. Căci așa zice Domnul Dumnezeul lui Israel: în mijlocul tău este un lucru dat spre nimicire. Nu vei putea ține piept vrăjmașilor tăi până nu vei scoate afară lucrul acela dat spre nimicire. Domnul spune: Israel a păcătuit, dar Israel nu păcătuise. Israel era format în momentul acela din câteva milioane de oameni. Și păcătuise un singur bărbat numit Acan, un viteaz, un soldat puternic, un mare bărbat care a avut curaj și a mers pe câmpul de luptă pentru Domnul. Dar paralel cu vitejia lui, omul acesta și-a compromis caracterul și și-a permis să facă lucruri pe care Dumnezeu a spus să nu le facă. Și atunci Dumnezeu n-a mai ținut cont de vitejia lui, n-a mai ținut cont de riscurile pe care și le-a asumat mergând la luptă. Și Dumnezeu a fost deranjat de compromisul lui. Și a spus Dumnezeu: pentru că nu a ascultat și pentru că a luat din lucrurile jertfite și date spre nimicire, păcatul acesta îl trec asupra la tot poporul. Doamne, dar nu e cinstit. A păcătuit un om și tu nu ne mai asculți pe niciunul dintre noi? Da, pentru că eu vă văd ca pe o comunitate de oameni. Eu vă văd ca pe un popor întreg. Trebuie să faceți ordine între voi și trebuie să scoateți lucrurile date spre nimicire pe care Acan le păstrează ascunse în cortul lui, să le scoateți afară. Altfel, eu, Domnul, nu mai sunt cu voi. Aș vrea să mă opresc un pic și să fac o aplicație practică punându-vă o întrebare. Dumneavoastră care nu sunteți păstori și nu aveți responsabilitatea slujirii, aveți totuși responsabilitate ca membri, ca părinți, ca unii care ați depus efort în biserica aceasta. Vreți să vă întrebați în această seară în ce fel acest soi de păcat mai poate fi prezent între noi? Iar dacă totuși îl acceptăm între noi, de ce ne mai rugăm când știm că Dumnezeu nu ne ascultă? De ce mai postim când știm că Dumnezeu nu este cu noi? Pe Dumnezeu nu-L impresionează postul și rugăciunea noastră dacă noi ne permitem să ținem ascuns în corturile noastre lucruri date spre nimicire. Nu-L înduioșăm noi pe Dumnezeu cu strigătele noastre, cu penticostalismul nostru. Asta nu-L înduioșează pe Dumnezeu. Ceea ce-L înduioșează pe Dumnezeu este pocăința noastră. Este neprihănirea noastră. Este abandonarea păcatului, este scoaterea afară a lucrurilor date spre nimicire. Atât îl înduioșează pe Dumnezeu. Pentru că ceea ce vrea Dumnezeu de la noi nu sunt jertfe, nu sunt sacrificii, ci este ascultare. Dacă nu există ascultare,
Dumnezeu nu are nevoie de sacrificiile noastre. Sunt oameni care nu vin la biserică și fac sacrificii poate mai mari decât noi. Fac donații mai mari decât noi. Însă pe Dumnezeu nu-L interesează sumele noastre de bani, nici alergările și sacrificiile noastre. Îl interesează pocăința și neprihănirea. Dacă nu există, toate sunt nimic. Între neprihănire și toate sacrificiile și jertfele posibile, Dumnezeu alege neprihănirea. În lumina acestor versete, ce șanse de trezire spirituală are o biserică care nu pune accent pe neprihănire, ci pune accent pe sacrificii, pune accent pe jertfe, pune accent pe oameni, pune accent pe merite? Ce șanse are o astfel de biserică? Ce viitor are o astfel de biserică? Ce viitor au copilașii aceștia care se uită la noi? Dacă cresc într-o biserică unde neprihănirea, unde sfințenia este compromisă datorită relațiilor, datorită legăturilor, datorită prieteniilor, datorită meritelor, datorită la tot felul de lucruri pe care noi le aducem în față ca și argumente. Și întotdeauna Dumnezeu rămâne ultimul, iar oamenii sunt în față, în locul Lui. Ce viitor are o astfel de biserică? Cine ascultă o astfel de biserică când se roagă și postește? Vă pun astfel de întrebări, pentru că niciodată nu veți fi mai maturi decât astăzi, la vârsta pe care o aveți. Și Dumnezeu ne face responsabil pe noi, care suntem adulții acestei generații, de atitudinile pe care le luăm în această casă, care este casa lui Dumnezeu. Nu-i nici casa mea, nu-i nici casa ta. Chiar dacă eu o păstoresc și chiar dacă dumneata ai muncit ca să se construiască, această casă nu e a noastră, ci este a lui Dumnezeu. În al treilea rând, aș vrea să ne apropiem puțin de subiectul acestei lecții și să punem următoarea întrebare. Cum trebuie și ce înseamnă să-ți aduci darul la altar? Versetele 23 și 24 le recitim. Așa că dacă ți-aduci darul la altar și acolo ți-aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te mai întâi de te împacă cu fratele tău și mai apoi vino și adu-ți darul. În Vechiul Testament, să-ți aduci darul la altar însemna la cele trei mari sărbători evreiești, fiecare bărbat din Israel era obligat să vină la altarul din templu cu o jertfă de animale, din cireadă sau din turmă, adică din bovine sau din oine, mai mică sau mai mare după putere. În Noul Testament, să-ți aduci darul la altar înseamnă de fiecare dată când un om născut din nou, bărbat sau femeie, tânăr sau bătrân, vine să se închine înaintea lui Dumnezeu în biserică sau în altă parte, prin rugăciune, slujire sau în alt fel. Când îți aduci darul la altar, înseamnă închinare față de Dumnezeu. Când te rogi, când predici, când faci colecta, când cânți, când spui o poezie, când asculți Evanghelia, când faci ceva pentru Dumnezeu, este un semn de închinare, este închinare. Închinarea noastră față de Dumnezeu este expresia unei inimi iubitoare față de prezența unui Dumnezeu care se manifestă în mijlocul poporului. Condiția închinării în contextul crimei, în contextul uciderii din versetele citite, este să nu te închini atâta timp cât ai ceva cu cineva. Încă o dată, condiția închinării este atunci când te închini să nu ai nimic cu nimeni. Altfel, închinarea aceea este o scârbă înaintea lui Dumnezeu. Am citit trei porțiuni din Biblie, din Isaia, din Ieremia și din Iosua, și mai pot să citesc încă 20 de porțiuni din Biblie care vorbesc despre faptul că pe Dumnezeu nu-L impresionează luminile noastre,
Nu-L impresionează amplificarea noastră? Nu-L impresionează organizarea noastră? Dacă în interiorul inimii noastre nu există pocăință, nu există neprihănire, nu există omenie, nu există puterea să iubim și să ne cerem iertare când greșim fraților noștri. O închinare făcută cu o inimă nepocăită nu este primită înaintea lui Dumnezeu, chiar dacă e făcută de păstor, chiar dacă e făcută de ultima persoană de pe bancă. Dumnezeu nu primește închinare de la o inimă de neînchinător. Un închinător trebuie să aibă o inimă de închinător și o atitudine de închinător. Altfel, închinarea aceea este pentru oameni, e pentru organizație, dar nu pentru Dumnezeu. Dacă așa stau lucrurile, vreau să vă întreb în această seară, frați și surori, cum calificăm închinarea în anul 2005 la Betania? Aveți curaj să calificați și să răspundeți la această întrebare? Dincolo de aspectele tehnice, organizatorice, care se derulează cu efort, cu sacrificiu în această biserică, ce rost are atâta efort dacă nu ne atingem ținta pentru care ne închinăm, să primească Dumnezeu închinarea noastră? La ce îmi folosește toată osteneala mea dacă Dumnezeu nu primește slujirea pentru care mă ostenesc? Dacă aș ști că Dumnezeu nu-mi primește slujirea, în clipa aceasta ar fi ultima oară când mai slujesc. Nu cumva ar trebui noi toți să ne punem această întrebare? Și atunci când ne închinăm, într-un fel sau în altul, să ne întrebăm dacă nu cumva ar trebui să lăsăm închinarea la o parte și să ne ducem mai întâi și să ne rezolvăm problemele morale cu care ne zbatem, fără să ne pese, ca și cum nu observăm și nu știm. Oamenii ai lui Dumnezeu, în această situație Dumnezeu spune: nu mai sunt cu voi. Și nu doar cu Acan, ci cu tot poporul. Și cu mine și cu dumneata. Și cu copiii mei și cu copiii dumitale. Și destinul acestei biserici este compromis. Vom lăsa noi viitorul copiilor noștri să se prăbușească pentru un compromis pe care îl tolerăm, pentru lucruri date spre nimicire pe care le mușamalizăm și le introducem aici sub pretextul că eu am dreptul să introduc pentru că? Cine are dreptul să facă legi în casa unui Dumnezeu care are deja legile făcute de 6.000 de ani? Și sunt scrise negru pe alb în această carte cu care s-au luptat toți regii lumii. Frați și surori, dacă la 20 de ani nu suntem frumoși, la 30 de ani puternici și la 40 de ani înțelepți, nu vom mai fi niciodată frumoși, puternici sau înțelepți. Și cei mai mulți dintre noi suntem acum la 40 de ani plus sau minus. De aceea, în numele Domnului vă cer, abordați viața spirituală cu discernământ și cu maturitate. Pentru că noi nu stăm de vorbă doar cu un păstor sau cu un șef de cult. Noi stăm de vorbă cu un Dumnezeu care nu-și modifică legile și voința după compromisurile umane. Și nici după dorința noastră de a ascunde mantaua deși ne ar în cort, spunând că eu am dreptul pentru că. Nimeni nu are dreptul. Dreptul nostru este să ne pocăim. Dreptul nostru este să ne sfințim. Dreptul nostru este să iubim neprihănirea și să o urmărim cu orice preț. Iar dacă eu, din greșeală, te-am întristat, frate sau soră, dreptul meu este să mă umilesc, păstor sau oricine aș fi, să vin și să spun: frate, iartă-mă, că și eu sunt om, iartă-mă că ți-am greșit. În clipa aceea, dacă îți cer iertare și mă umilesc, sunt eliberat de vinovăția mea. Mă pot întoarce în templul Domnului și mă pot închina, indiferent dacă dumneata mă iert sau nu. Aia e problema dumitale, nu e a mea. Problema mea este să-mi cer iertare. Problema dumitale este să mă ierți. Dacă dumneata nu mă ierți, eu oricum sunt liber, pentru că eu m-am dezlegat prin umilința de a-mi cer iertare. Nu doar față de Dumnezeu să-mi cer iertare, că e ușor să jignim oamenii și la urmă să venim în 20 de secunde și să spunem: Doamne, iartă-mă.
După ce am răpus familii, după ce am stricat imaginea la oameni și am spus vorbe care compromit pe alții, la urmă venim ca niște pocăiți înaintea lui Dumnezeu și spunem: Doamne, iartă-ne! Nu, nu, nu! Du-te la omul căruia i-ai făcut rău! Du-te la omul căruia i-ai stricat imaginea și ți-ai bătut joc de el și de reputația lui, pe care l-ai clevetit! Du-te la el și spune-mi: frate, ție ți-am stricat imaginea, iartă-mă! Iar dacă nu poți face închinarea ta, să ții minte că nu-i folosește nici lui Dumnezeu, nici oamenilor. Frați și surori, acesta este un subiect aspru, dar este pentru oameni născuți din nou. Nu este predica mea, este cuvântul lui Dumnezeu. Vai de mine dacă nu-l spun. El nu-i valabil doar pentru dumneavoastră. E valabil în egală măsură și în primul rând și pentru mine. Și pentru oricare individ, indiferent cum se numește el și indiferent ce slujbă și poziție are el în adunare. Noi trebuie să nu ne greșim unii altora. Dar dacă datorită unei slăbiciuni ne greșim într-un fel sau în altul, avem obligația să mergem la omul acela, la el în fața lui, să-l privim în ochi, să ne smerim, să ne umilim și să-i spunem: frate, iartă-mă. După ce am spus: frate, iartă-mă, sunt liber, indiferent dacă fratele ne iartă sau nu. Dacă el nu ne iartă, aia e problema lui, nu mai este problema mea. Închinarea în fața lui Dumnezeu este condiționată de împăcarea cu semenii. Nici o biserică nu-și poate permite să țină în slujbă oameni care sunt cunoscuți ca fiind oameni care trăiesc în conflict. O biserică care cu bună știință își permite teribilul compromis să sfideze Biblia pe care o cunoaște și o știe și de dragul oamenilor și relațiilor să compromită adevărul unui Dumnezeu veșnic, biserica aceea nu mai are nicio șansă. Nici o șansă! Pentru că șansa pe care o oferă Dumnezeu este șansa pocăinței și șansa împăcării. Cine vrea să se închine lui Dumnezeu, trebuie mai întâi să se împace cu oamenii cu care este în conflict. Iar dacă nu poate, îi este interzis să se închine. Versetul 23 spune: așa că dacă ți-aduci darul la altar și îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, nu tu ai ceva împotriva lui, el are împotriva ta. Ce însemnează are ceva împotriva ta? Orice. Într-o biserică mai mare, mai ales dacă faci o slujbă mai des, s-ar putea ca mulți oameni să aibă ceva împotriva ta. Dar ce au împotriva ta nu-i biblic, nu-i obiectiv, nu-i drept și nu-i cinstit. Sunt mofturi personale. La asta se referă Biblia? Vă rog frumos să aveți acum Evanghelia deschisă și să citiți împreună cu mine în Scriptură. Începem citirea de la versetul 22. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Oricine zice fratelui său prostule va cădea sub pedeapsa soborului. Oricine zice fratelui său nebunule va cădea sub focul ghienei. Așa că dacă ți-aduci darul la altar și ți-aduci aminte că fratele tău are împotriva ta că te-ai mânia pe el, și fratele tău are împotriva ta că i-ai spus nebunule, și fratele tău are împotriva ta că i-ai spus prostule, asta are fratele tău împotriva ta. Te-ai mânia pe el și la mânie te-ai comporta ca un om nervos. Cum se comportă oamenii nervoși? Duhovnicește? Nu! Oamenii nervoși nu se comportă duhovnicește. Oamenii nervoși se comportă într-o manieră păcătoasă, dând curs firii, cuvintelor firești, atitudinelor firești, amenințărilor firești. Ei bine, când îți aduci aminte că fratelui tău i-ai spus prostule și el are ceva împotriva ta, ce are împotriva ta? Simplu, l-ai jignit, l-ai ofensat, l-ai lovit, l-ai trântit la pământ prin gură, prin cuvinte, prin atitudine. Oprește-te cu închinarea, că aia nu e închinare. Du-te la fratele tău și pocăiește-te mai întâi. Și apoi vino și fă lucrul unui pocăit. Frați și surori, puneți dumneavoastră o notă, să n-o pun eu. Puneți dumneavoastră o notă creștinismului penticostal din anul 2005 și o să constatați împreună cu mine că ar trebui să luăm atitudini foarte serioase dacă mai vrem sufletul copiilor noștri mântuit
și viitorul Bisericii lui Dumnezeu sub protecția unui Dumnezeu care binecuvintează numai poporul neprihănit. Altfel, cuvântul lui Dumnezeu este clar, nu mai sunt cu voi. Puteți să postiți și să vă rugați că nu vă ascult. Sărbătorile voastre îmi sunt o scârbă. Mă obosiți. Nu vreau să vă mai văd. De ce? Nelegiuirea este însoțită cu sărbătoarea. Închinarea se face de oameni neîmpăcați. Oameni care trăiesc în conflict. Oameni care trăiesc în război. Cât de periculos este astăzi de la amvoane să predice aceste predici. Însă cât de vinovată este atitudinea predicatorilor să nu predice aceste adevăruri. Într-o zi va judeca Dumnezeu pentru fățărnicia lor și pentru frica lor de a spune adevărul de dragul unor beneficii omenești. În momentul în care nu mai am îndrăzneală să repet cuvintele Bibliei, în momentul acela mi se ia dreptul să mai spun ceva. Eu nu sunt aici ca să vă spun părerile mele și poveștile mele. Eu sunt aici să vă citesc versetele 22, 23 și 24 și în primul rând să le aud eu. Frați și surori, acesta este cuvântul unui Dumnezeu pe care pretindem că îl slujim. Aceasta este Biblia din care citim. Aceasta se numește pocăință. Nu aspră sau neaspră, nu românească sau americană, ci biblică. Și la aceasta sunt chemat și eu și dumneata. Indiferent de câți ani suntem în biserica asta, indiferent câte am făcut pentru biserica asta și indiferent ce vârstă avem și ce poziție avem, noi toți suntem oameni care ar trebui să trăim această neprihănire. Vai de noi dacă nu o trăim. Cum și ce trebuie, ce înseamnă să-ți aduci darul la altar? Dacă un fariseu care aducea sistematic jertfe și sacrificii, îi spune fratelui său nebunule și prostule, Hristos îi spune, vei merge în focul Gehenei. Întreb eu, cum ne permitem noi să credem că atunci când Hristos spune că cel care îi spune fratelui său prostule și nebunule ajunge în focul Gehenei, cum mai stăm noi să ne gândim dacă omul acela e bun sau rău? Încă o dată, frați și surori, citim versetul 22. Important nu este să credeți ce spun eu pot greși, eu sunt un om. Ascultați Evanghelia lui Dumnezeu. Eu vă spun, nu eu, ci Hristos. Ori și cine se mânie pe fratele său, va cădea sub pedeapsa judecății. Ori și cine spune fratelui său prostule, va cădea sub pedeapsa soborului. Și oricine îi spune nebunule, va cădea sub pedeapsa focului Gehenei. Frații mei, ăsta e rai? Aș vrea să-mi răspundeți, ce este focul Gehenei? Focul Gehenei este ceea ce numim iad, foc, aruncare din fața Domnului, rămas afară, neluat, nerăpit. Asta înseamnă focul Gehenei. Și un om care își permite să-i spună fratelui său, prostule și nebunule, și să se mânie pe el și să nu-și rezolve problemele, omul acesta, Hristos spune, nu eu, va merge în focul Gehenei. Iar noi, oamenii ai Bibliei, stăm să ne gândim dacă Hristos are dreptate sau nu. Interesanți credincioși. Felul în care judecăm, felul în care calificăm, felul în care gestionăm un astfel de subiect arată maturitatea noastră, arată interesul nostru pentru lucrarea lui Dumnezeu din punct de vedere biblic, nu din punct de vedere al nostru, al meu sau al dumneavoastră. Pentru că mânia, frați și surori, pentru că atitudinea aceasta de jignire, de ofensare, te uiți la fratele tău, la sora ta și îl jignești în față sau îl jignești prin clevetie, spunându-i altuia despre el lucruri neadevărate și lui nu-i spui nimic și când te întâlnești cu el îi zâmbești și îl mângâi. Această atitudine are consecințe teribile. În primul rând, te izolează. Nu te mai poți uni spiritual cu omul pe care te-ai mâniat. Frate și soră, fii sincer în această seară și răspundem. Dacă dumneata ai ceva împotriva mea sau eu am ceva împotriva dumitale, mai putem noi să ne unim în Duhul?
Mai putem noi să ne unim în rugăciune și în post? Mai putem noi să fim la părtășie amândoi, să ne uităm unii în ochii altora și să ne bucurăm, să plângem și să facem lucrarea Domnului? Nu! Noi ne izolăm pentru restul vieții. Eu nu vreau să te mai văd și dumneata nu vrei să mă mai vezi. Inima noastră sărăcește unul față de altul, chiar dacă am fost odată buni prieteni. Pentru că ura te izolează, ura te însingurează, ura te face să nu mai suporți, ura te face să te simți confortabil doar singur. Te izolează de omul cu care odinioară te simțeai bine, ți-era prieten, te rugai cu el, acum nu mai poți să-l suporți. Ba chiar ești în stare să te muți în altă biserică numai să nu-l mai vezi. Și te împărtășești cu cina Domnului și cânti și te închini și ai pretenție că într-o zi vei ajunge unde? Hristos spune în versetul 22 unde? În al doilea rând, mânia, nu numai că te leagă, te orbește. Nu te mai poți controla și vedea. Nu-ți mai vezi propriile greșeli. Omul care se mânie, el nu vede că greșește. El îl vede pe cel pe care s-a mâniat că e vinovat, el constată că persoana pe care s-a supărat merite să-i aplice un astfel de tratament, dar el nu se vede pe el, el nu-și dă seama că are un comportament pe care Hristos nu-l aprobă, Hristos nu l-a avut niciodată. Hristos s-a întâlnit cu oameni dificili, dar nu le-a spus niciunuia dintre ei ceea ce scrie în Scriptură în această seară. Nu. Niciodată n-a avut un astfel de comportament. Nu. Și el a spus, călcați pe urmele mele. Frați și surori, mânia te izolează și mânia te orbește. Într-o stare de supărare, într-o stare de dușmănie, nu mai vezi. Cauți argumente ca să te îndreptățești și spui, lasă că așa-i trebuie. Și spui că ai dreptate în atitudinea ta de dușmănie și de ură față de omul ăla. Și în al treilea rând, mânia te leagă, nu mai ești liber, nu mai ai pace. Când te culci, te culci cu gândul la omul ăla pe care îl urăști. Când te trezești, te trezești cu gândul la omul ăla pe care îl urăști. Numai ăla ți-e în minte, ești legat de el. Nu mai ești liber, n-ai pace, n-ai liniște, n-ai bucurie. Mânia este periculoasă. Ea ți-a pacea, ea ți-a liniștea. Astăzi să trăiești înconjurat de atâția oameni și să fii liber e o dovadă de mare maturitate și o dovadă de mare pocăință și spiritualitate. Când un astfel de fariseu, cărora Domnul Iisus Hristos li se adresează, vine la altar, el este izolat, el este legat și este orb și el săracul vrea să se închine. Și Hristos îi spune, lasă-ți darul aici, du-te mai întâi și dezleagă-te, du-te mai întâi și unește-te cu fratele tău prin împăcare, du-te mai întâi și recapătă-ți vederea și la urmă vino să-ți aduci închinarea. Cum ar putea Dumnezeu să primească închinare de la un om care nu s-a împăcat cu fratele său? Cum? Ce Dumnezeu ar fi ăla? Închinarea, frați și surori, este un lucru sfânt. Noi am redus până la vinovăție importanța închinării, ajungând să spunem, n-are nimic dacă nu cântă bine, lasă-l și pe el să cânte, să nu se supere. N-are nimic dacă este așa cum este, lasă-l și pe el să spună că să nu se supere. Mă, oameni buni, Petru spune, judecați voi dacă este drept. Judecați voi dacă este drept. Deci dacă Dumnezeu se supere, nu-i bai. Dar să nu se supere frații și surorile. Și dumneavoastră vreți să-mi spuneți mie că asta e o atitudine biblică și duhovnicească? Oamenii ai lui Dumnezeu. Niciodată nu vom reuși să-i mulțumim pe oameni. Noi suntem chemați să-L mulțumim pe Domnul. Suntem chemați să aducem înaintea lui Dumnezeu o închinare plăcută. Citiți, vă rog, în Levitic și dumneavoastră ca și mine știți ce scrie acolo. Când cineva aduce o jertfă, să fie o jertfă fără cusur, să fie de genul masculin, să fie de genul bărbătesc, să fie primul născut și să fie perfect, fără cusur, fără beteșug, fără meteahnă. Așa trebuie să fie o închinare. Iar noi spunem, lasă frate Luigi că merge, pune-l și pe el. Hai, te rog frumos.
E ușor să spui așa când nu ești dumneata responsabil înaintea lui Dumnezeu. E ușor. E ușor să dai sugestii când n-ai nicio responsabilitate. E ușor să dai sugestii și sfaturi când nu răspunzi. E ușor să spui treci peste speed când nu ești la volan. E ușor să spui treci pe roșu că ne grăbim când stai în dreapta. Dar când ești tu la volan, atunci nu-ți place să treci peste speed și nu-ți place nici să treci pe roșu. De ce? Pentru că ești responsabil. Frați și surori, ce bine ar fi să ne vedem fiecare locul, să ne înțelegem fiecare menirea și să înțelegem că nu e important să-i mulțumim pe oameni, ci este important să-L mulțumim pe Domnul. În același timp să încercăm să-i iubim și să-i acceptăm pe oameni. Dar prioritatea noastră este să-L mulțumim pe Stăpân, pentru că El este Stăpânul casei, nu oamenii. În al patrulea rând, și apropiindu-mă de încheiere, aș vrea să observăm că închinarea depinde de împăcare. Relația cu Dumnezeu în închinare depinde de relația cu oamenii. Eu nu mă pot închina lui Dumnezeu oricât de bine aș predica. Dacă eu te-am supărat pe dumneata, te-am jignit, știu că te-am jignit și nu vin să-mi cer iertare. Dar după ce mi-am cerut iertare, să știi că sunt liber chiar dacă mă ierți, chiar dacă nu mă ierți. Ești liber după ce mi-ai cerut iertare, chiar dacă te-am iertat, chiar dacă nu te-am iertat. Este imposibil să nu greșim celor din jurul nostru. Dar dacă nu ne cerem iertare cu un duh smerit, este imposibil să ne închinăm. Este imposibil ca Dumnezeu să primească închinarea noastră. Sunt și situații când a-ți cere iertare nu rezolvă problema între oameni, ci rezolvă problema doar înaintea lui Dumnezeu. Citiți, vă rog, în Geneza, capitolul 50, unde versetele de la 15 la 17, Biblia spune: când au văzut frații lui Iosif că a murit tatăl lor, au zis între ei: mă, dacă acum după ce a murit tata, Iosif își aduce aminte cât rău i-am făcut și ne ia la rost. Și atunci îi trimite lui Iosif o scrisoare și zice: uite ce a spus tata. Dar foarte probabil că tata nu spusese așa, dar au spus ei să se protejeze. Fii atent, Iosif, ce a spus tata. Tata a spus așa: dragul lui tata Iosif, să nu le faci rău la ăștia pentru ce ți-au făcut ei odată, să te porți bine cu ei. Și când Iosif citește scrisoarea, plânge. De ce? Trecuse ani de zile de când el i-a iertat, dar ei trăiau tot cu suspiciunea că Iosif nu i-a iertat. Sunt oameni pe care i-a iertat de mult pentru ce ți-au făcut, dar ei, săracii, cred că în continuare ai ceva cu ei. I-a iertat de mult, ai și uitat că ți-au greșit, dar ei, săracii, trăiesc cu spaimă că omul ăla încă mai are ceva cu mine. Dar tu nu mai ai nimic cu ei, dar cum să-i convingi? Frații lui Iosif umblă cu astfel de spaime, de frici. Scumpii mei, aș vrea să închei în seara aceasta cu ceea ce mi se pare o aplicație practică foarte profundă. De ce trebuie să ne închinăm numai după ce ne-am împăcat? În primul rând, pentru că Dumnezeu nu iartă credinciosul care la rândul său nu-și cere iertare sau nu-l iartă pe fratele său. Dumnezeu nu poate să primească închinarea de la mine dacă eu nu mă duc la fratele meu să-mi cer iertare din mândrie, din ambiție, și spun: a, să, Doamne, că nu sunt eu mai, să mă duc eu să mă umilesc în fața aluia. Cine e, Doamne, ăla? Eu nu mă pot închina. Dumnezeu nu poate să primească închinarea unui astfel de om deloc și niciodată. În al doilea rând, Dumnezeu nu folosește oameni iertați, nu le dă ungere, nu le dă propășire, nu le dă binecuvântare. 3. Slujirea lor nu e primită de oameni. Frații mei, dacă eu supăr pe cineva din biserică, îl jignesc, cineva mă supără și îi spun: du-te, prostule, de aici. Și a doua zi eu vin la amvon și predic. Vă întreb eu, omul ăla pe care eu l-am jignit ieri și e în biserică, cum să primească ăla predica mea? Fraților, judecați dumneavoastră ca oameni mari. Cum să primească ăla predica mea? Tinerii noștri au nevoie de modele. Cea mai mare problemă a generației noastre este lipsa de modele. Ei au modele în lume, au modele profesionale, au modele în muzică, au modele în marketing, au modele în management, au modele în toate dimensiunile laice, dar n-au modele morale și spirituale. Tinerii aceștia
Caută niște lideri sfinți, echilibrați, oameni ai rugăciunii, oameni care știu și la vale și la deal, vorba bunicii, oameni care știu și să râdă și să plângă, oameni care știu să fie cu inima deschisă. Ei caută astfel de modele. Ce putere avem noi să le cerem lor să fie când vor fi mari, atâta timp cât noi n-am putut să fim când ei au fost mici? Cum să-i cer eu copilului meu să fie punctual la biserică când toată copilăria eu l-am adus la 9:30? Cum să-i cer eu copilului meu să îl ierte pe aproapele său când copilul meu m-a văzut de 2 ori că i-am zis lui Daniel Cristian, du-te bă de aici că... Și cine știe ce i-am mai zis? Iar când copilul meu se face mare, eu ca lupul moralist vin și îl învăț cum să fie. Dragii mei, dacă generația de la Betania, asta tânără de copii, nu va avea niște lideri, nu va avea niște exemple morale, nu va avea niște modele la care să se uite cu respect, viitorul lor este compromis. Credeți-mă, viitorul lor este compromis din punct de vedere moral și spiritual. Au nevoie de niște oameni pe care să-i vadă mergând înaintea lor, niște adevărați soți, niște adevărate soții, niște adevărați stați, niște adevărați predicatori, niște adevărați cântăreți, niște adevărați creștini, niște oameni integri, niște oameni cu minte, niște oameni serioși, niște oameni de caracter. Tinerii aceștia se uită după astfel de modele. Cântă și Michael Jackson, dărupe pământul, dar e derbedeu, dar e păcătos și mai știți dumneavoastră cum. Muzical e un exemplu pentru ei, dar moral și spiritual nu e. Și atunci vine în biserică și se uită la mine și la dumneata. E diferență? Apoi, mărturia noastră în fața lumii este slabă. Vine un necredincios în biserică, mă vede pe mine predicând, iar la sfârșitul programului sau mâine mă vede că mă cer cu Daniel. Să fiți sigur că lola nu-i mai trebuie pocăință, cum nu-mi trebuie mie cine știe ce. Și în această seară, scumpii mei, în fața acestui subiect care într-adevăr este caustic, este foarte exigent, e un subiect aspru, este un subiect matur, pentru oamenii maturi, e o hrană tare, pentru oamenii cu stomacul sănătos, pentru adulții spirituali. Vă rog în această seară, judecați dumneavoastră dacă nu cumva Dumnezeu are dreptate și dacă nu cumva noi avem multe lucruri de schimbat. De aceea vă rog, frații mei, haideți să venim înaintea Domnului în rugăciune, în primul rând cu noi, în primul rând cu familia noastră și apoi să ne rugăm Domnului pentru liderii bisericii, să ne rugăm lui Dumnezeu pentru biserica întreagă, să o protejeze și să o păzească Dumnezeu. Să nu-i spună Dumnezeu, nu mai sunt cu tine. Frații mei, să urmărim neprihănirea și atunci când vrem să ne aducem darul la altar, să ne aducem aminte că mai importantă decât închinarea este împăcarea. Condiția închinării este să mă împac cu frații mei, să-mi cer iertare, să mă umilesc și să trăiesc într-o atitudine de respect și de frăție cu ei. Haideți să stăm împreună înaintea Domnului, să ne pocăim, să ne mărturisim și să ne cercetăm în rugăciune. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră, încurajându-vă să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com. Vă mulțumim, Dumnezeu să vă binecuvinteze!